Traian Băsescu, președinte al României, un deceniu, doamnelor și domnilor, președintele care a condamnat comunismul ca fiind ilegitim și criminal. Ei bine, astăzi aceasta este știrea practică a zilei, o lovitură foarte dură la adresa lui Traian Băsescu, care pune în paranteză și primul mandat și al doilea mandat, și o să vedem ce consecințe juridice are această decizie a instanței, dacă ea rămâne definitivă, pentru că deocamdată nu este definitivă. O să discutăm despre acest subiect foarte important în această seară și o să discutăm și despre doamna Chioveși. Avem cifrele Direcției Naționale Anticorupție, achitările DNA pe 2019, o să vedeți rezultatele Codruței Chioveși și propusă a fi procuror șef european la Direcția Națională Anticorupție. O să vedem ce situație juridică are doamna Chioveși și avem documente în exclusivitate în această seară și o să discutăm, bineînțeles, și de campania pentru Cotroceni, da? Întrecerea pompierilor. Pentru că astăzi președintele Iohannis, cât și domnul Dan Barna și-au depus candidatura, au intrat în Block Start pentru Cotroceni. Vă prezint invitații de la această oră, începem cu doamnele. Doamna Ligia Popescu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara. Doamna Ecaterina Andronescu din partea PSD. Domnul Iaru din partea Dânsului. Și domnul Liviu Mihaiu tot din partea Dânsului. Din partea societății civile. Din partea societății civile. Ok, îl avem la militare, asta am vrut să spun. Cu această ocazie. Cu acest asterix, ca să spun așa. Îl avem la telefon și pe domnul Stejărel Olaru, fost. Da? Îl avem la telefon pe domnul Olaru, fost director la Institutul privind investigarea crimelor comunismului. Știrea serii, doamnelor și domnilor, știrea zilei vine de la Curtea de Apel. Judecătorii au dat verdict de colaborare cu securitatea în cazul fostului președinte Traian Băsescu, după ce la dosarul său au apărut noi probe, potrivit cărora Traian Băsescu și-a turnat colegii de facultate semnând note cu numele de conspirativ Petrov. Judecătorii de la Curtea de Apel spun că Traian Băsescu este Petrov. Traian Băsescu dădea informații la securitate despre comportamentul, atitudinea și poziția colegilor săi față de regimul comunist. A declarat Traian Băsescu pe 5 septembrie în fața instanței că nu a știut niciodată că i s-ar fi alocat un nume conspirativ și a subliniat că rapoartele sale sunt semnate Capitan Traian Băsescu. Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă securitatea, spune Traian Băsescu. Niciodată n-am știut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis semnează Petrov. Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă securitatea. Eu abia după Revoluție am aflat de legătura contrainformațiilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forțelor navale. Ca așa scrie pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie și nu la securitate și sunt semnate Capitan Traian Băsescu. Dacă eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov. Ia ca atare decizia instanței și va contesta la ICCJ. Bună seara, domnul Olaru! Bună seara, bună seara tuturor! Domnul Olaru, a mai avut România post-decembristă o asemenea situație în care un președinte care și-a exercitat un mandat timp de 10 ani să fie declarat de o instanță, pe fond, drept colaborator al securității ca poliție politică? Nu. Suntem într-o situație inedită din acest punct de vedere. Dar înainte de a comenta acest lucru, aș spune totuși două vorbe despre afirmațiile domnului Băsescu, pentru că sunt, până la urmă, merită a fi discutate. Mă rog, afirmații. Din punctul meu de vedere, sunt mai mult pentru naivi, afirmații care nu ar trebui să aibă consistență în fața unei instanțe. Pentru că dacă m-ați întrebat pe mine în 1989, vă răspundeam că habar n-am ce direcții sunt în cadrul securității, dar eu atunci eram un tânăr în ultima clasă de liceu, în timp ce Traian Băsescu era militar și era și comandant de navă. Și
personal, cred că știa că Direcția Patria contra Informații Militare era o structură a securității, dar știți ceva, haide să mergem și pe ipoteza bunei credințe a domnului Băsescu până la urmă. Nu putem. Adică să considerăm că afirmația lui a fost sinceră, că în anii 80 nu a știut că a lucrat pentru securitate, că el credea că lucrează pentru armată. Da. Poate că nici în anii 90 nu a aflat acest lucru, deși la începutul anilor 90 devenise ministru, era figură politică centrală și a fost întrebat adeseori despre relația de colaborare cu securitatea. Dar începând cu anul 2004, când a devenit președinte, cu siguranță a aflat că Direcția Patria era securitate. Prin urmare, chiar dacă accept că în anii 80 nu știa, nu mai pot accepta două lucruri. Și anume, unu, că în toți acești ani nu a recunoscut că a lucrat pentru armată ca informator, așa cum chipurile credea dânsul. Și doi, că în anii 2000, când presupunem că deja știa adevărul, adică că Direcția Patra aparținea securității, a continuat să minte spunând că nu a fost colaborator al securității. Așa a spus și în 2009, când a candidat din nou, așa a spus și când a devenit parlamentar după mandatele de președinte și când a candidat pentru Parlamentul European. Și de altfel, dacă citiți declarațiile domnului Traian Băsescu pe această temă, chiar începând cu cele date în anii 90, veți observa că întotdeauna neagă, dar în același timp folosește și echivocul. Adică lasă de fiecare dată o portiță deschisă, în caz că, în ceea ce privește numele conspirativ, și aici aș avea o observație de făcut, pentru că tot lipsită de consistență mi se pare afirmația aceasta, că nu știa că are un nume conspirativ, respectiv Petro. Sigur că vor fi fost și excepții, nu zic nu, dar de regulă, informatorul își cunoștea numele conspirativ. Sunt și angajamente în care informatorul menționează că a luat la cunoștință numele conspirativ desemnat, că se obligă să nu-l deconspire, pentru că era un secret important, și că va semna notele sale informative cu acest nume secret care a fost desemnat. Oricum, dacă ai găsit la dosar o notă informativă holografă semnată cu numele conspirativ, afirmația domnului Băsescu pică în mod automat. Da, avem aici o situație de criză în studio. Liviu Mihai se joacă cu telefonul și a spus că mi-a pe telefon. Tine, da. Domnul... Și dacă îmi permiteți, apropo de doar un minut, apropo de să înțeleagă și lumea. Aș vrea să-l întreb și eu ceva pe domnul Olaru, Florin Ierusa. Domnul Olaru, eu altceva nu înțeleg, în afară de declarații, sentințe. Încă o dată, unde s-a mai pomenit ca un informator să fie comandantul navei? E o ceva care nu se leagă. Informatorul domnul poate fi undeva pe punte, dar capitanul, comandantul navei trebuie să fie element al structurii. Altfel nu se poate. Și domnul raportul Iaru semnat cu numele lui este raport, nu mai vreau să spun despre ce e vorba. Domnul Iaru, dumneavoastră ați subliniat, ați mers acolo unde trebuie cineva să meargă. Acum, eu nu am studiat dosarul domnului Băsescu, deci nu cunosc documentele, nu știu cine le-a elaborat, nu știu în ce perioade, ca să pot face afirmații mai categorice. Dar o afirmație generală despre cazul dânsului pot să fac, și anume, aveți în vedere faptul că Traian Băsescu nu a fost un simplu militar, așa cum zice domnul Iaru, ci un comandant de navă. Și nu orice navă, ci cea mai mare navă comercială a României, diluința, nu știu câte sute de mii de tone. Din experiența mea vă pot spune că, având acest statut, activitatea dânsului ca informator nu s-ar fi putut limita la notele informative despre colegii săi, despre contactele cu străini, etc. Sunt convins că activitatea sa de informator în realitate a fost mult mai complexă. Iar aceste note informative referitoare la colegii săi sunt de fapt niște mizilicuri. Încă un lucru. Am citit adineauri că domnul Traian Băsescu a declarat astăzi următoarele. La acostarea navei Biruința era pe dană generalul Macri. Și îl cred pe Traian Băsescu când spune acest lucru. Dar luați aminte că Macri era dita mai generalul de securitate.
Nu era șeful Direcția 4 contra informații militare, unde credea domnul Traian Băsescu că lucrează. Era șeful Direcția 2 contra informații economice, generalul Macri, când l-a așteptat pe comandantul Băsescu, vă garantez că nu l-a așteptat să-l întrebe ce au mai făcut marinarii în timpul voiajului. Munca domnului Băsescu pentru securitate a fost complexă și la un nivel înalt. Iar despre aceste lucruri, domnule Iaru, nu vom afla din arhiva securității, vă garantez, și nu știu, din memoriile domnului Băsescu. Nu, nu le vom ști de acolo. Da? Care uneori sunt selective. Dar, Liviu, mi-a întrebare. Foarte multe lucruri de spus pe subiectul ăsta. Dar vreau să vă spun o singură chestie. Când președintele Emil Constantinescu a spus acest lucru despre Traian Băsescu, ba mai mult, cum bine spunea Florin și cum bine spune stăjerel, se deduce că el este ofițer pe deplin acoperit, asta a fost. N-a fost din turnător, din colegiu, el a făcut o carieră. Pentru că foarte mulți dintre intelectualii care l-au pupat direct în cur timp de 10 ani de zile. Folosește și tu fund. Fund, mă scuzați, deși... Da, nu mai vreau să... Spun, bă, fiecare comandant, dar iau, preiau argumentele lui Băsescu ca să nu șteargă această pată de pe obrazul intelectualității române, intelectualitatea altfel civică și anticomunistă vehementă în anii 90. Păi și unde e intelectualitatea asta? E la azil, ca să spun așa. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că pe vremea când Mona Muscă se rătrăgea din politică din cauza două note altfel pozitive despre doi studenți străini, Traian Băsescu, care fusese fost reprezentant al Navrom la Anver în anii 80, devenea președinte al României și se declara inamic al fostei securități, pentru că nu e așa, intelectualitatea civică asta vrea să audă. Adică asta e foarte limpede despre condamnarea aceasta. Putea să fie Traian Băsescu, domnul Olaru, reprezentant al României la Anver, Navrom, fără o minimă colaborare cu securitatea? Pe vremurile acelea? Eu zic să-l sunați pe Silvian Ionescu. Vă aduceți aminte când m-am certat cu Traian Băsescu aici? Vă aduceți aminte? Da. Asta căutam de a intervenit vocea ta, și, Sorina. Și atunci când știi când că ai semnat... Că nu l-a cunoscut pe Silvian Ionescu... Când știi că ai semnat cu Petrov, da? Deci cu un alt nume, un nume conspirat. Deci aia înseamnă notă și nume conspirat. Asta e cea mai ușoară dintre acuzații. De ce e cea mai ușoară. Știi ce a spus Silvian Ionescu? A spus, care el însuși a fost ofițer și se pare că a fost șeful lui. A spus... Ai turnat oameni pentru lănțișoare de aur de la gâtul lor. Pe lângă operațiunile complexe despre care vorbește stăjerel și pe care le-am pomenit de aici, din studio, mai ții minte? Știu că v-aș domnului Băsescu, apropo de navele alea pe care le-a incendiat la Rouen. La Rouen. Operațiunile erau foarte complexe la care el era angajat. Armament, dar astea sunt acțiuni pe care nu le face un simplu comandant de navă care vine din voiaj și trece pe la ghișeu să spună că nu s-a întâmplat nimic în timpul serviciului lui. Dar ce spune asta despre România? Eu mă întreb și așa, din punct de vedere istoric. Și Florin aici poate să... Haideți să vedem. Domnul Olaru este și istoric. Și stăjerul poate să spună. Cum ne-am tratat noi dizidenții? Uitați-vă cum ne-am tratat și ne tratăm dizidenții. Paul Goma nu calcă în România. Da. A jurat că nu calcă în România. Dizidenții noștri nu există. Nu este un muzeu al victimelor comunismului. Este un proces. Suntem singura țară făcută de dosarele oameni nu din s-au privat. Cel de la Sighet, ce mai departe. Acum de la Pitești. Polonia are, muzeu, Polonia are parchet special de investigat. Parchet, cum e DNA-ul. Da, pentru infra... Are parchet special pentru demnitarii care au comis crime împotriva comunismului. Atât am putut noi. Din păcate, au fost o mână de oameni care au continuat să spună lucrurile astea ca fiind totuși esențiale pentru morala societății românești. Din păcate, Doina Cornea și nu numai. Din păcate, maul ne-a fost luat
decorul acesta de intelectual, entuziaști, care l-au făcut, cum să zic, Mesia. Pur și simplu Mesia. N-au avut un spirit critic. Stați puțin, haideți să ne așezăm la masă. Totuși nu e bine. Știți că am avut o discuție la grupul de dialog social cu un intelectual care scrie pe prima pagină foarte de mult și am zis, bă, dar cum puteți să sprijiniți un om despre care știți sigur că a fost securist? Totuși, scopul scuze mijloacele. Da. Faptul da, că trebuie... Asta e teoria securității. Și în justiție aplicată. Scopul faptul că Traian Băsescu își pusese țintă din cel mai urât partid al intelectualității române, adică PSD-ul, era suficient să nu mai conteze niciun fel de principiu. Deci acum e la fel. Și acum e la fel. Și va fi în continuare. Vă întreb, doamna Popescu, și după aceea mai am o întrebare la domnul Lar. Ce riscă Traian Băsescu din punct de vedere penal? Pentru că Traian Băsescu a dat niște declarații... că nu a colaborat cu securitatea. Astăzi m-am informat, adică am... declarațiile pe mandatul din 2009, deci candidatura din 2009 s-au prescris pentru că la fals e de 5 ani, dar rămâne declarațiile astea de declarația cu Parlamentul European, europarlamentar. Da, trebuie analizat și de la cunoștința mea acea infracțiune de fals, cel puțin pentru o anumită categorie de documente, este prescrisă. Din câte am văzut în media, n-am văzut dosarul, deci nu pot să vă dau o evaluare juridică 100% corectă. Dar din perspectiva mandatului de europarlamentar, nu trebuie să confundăm lucrurile. El se bucură de acea imunitate specifică parlamentarilor locali, atât în România, evident, cât și în celelalte țări membre. Există o procedură conform căreia pentru anumite infracțiuni flagrante sau pentru o răspundere penală de substanță, ei pot să fie supuși unei ridicări a imunității. E o procedură prin care, bun, cred că ar trebui să precizez, imunitatea aceasta acoperă, la fel ca și în cazul parlamentarilor locali, declarațiile politice făcute ca o garanție, nu ca un privilegiu personal al membrilor Parlamentului European, ci când DNA-ul a cerut ridicări de imunității Parlamentului European. Da, și pentru infracțiuni de corupție. Exact. Procedura presupune o cerere la Parlament din partea autorității statului. Lui Traian Băsescu i s-ar putea ridica imunitatea și să-și pierdă mandatul? Simplu pentru faptul că în momentul de față această instanță a ajuns la concluzia că el ar fi colaborat, nu cred. Eu nu văd un efect juridic. Lăsând la o parte faptul, și ca avocat sunt obligată să menționez din nou acest aspect, nu suntem în prezența unei hotărâri definitive aici. Deci atâta timp cât nu s-au exercitat toate căile de atac, evident că beneficiază de de prezumția pe care n-au de posibilitatea ca să se schimbe această decizie. Vă rog că mai vreau să dar două vorbe mai am de spus, pentru că se discută despre falsul în declarații. Până la ridicarea imunității, proceduri și alte discuții, vă spun că falsul în declarații este aproape imposibil de dovedit. Adică, în această situație, această acuzație este aproape imposibil de dovedit, pentru că Traian Băsescu va declara în fața procurorului, dacă va fi o anchetă, că la acel moment, când a completat declarația și chiar luăm ultima declarație, cea cu Parlamentul European, a făcut-o cu bună credință. El nu știa că a fost informatorul securității, el credea că a lucrat pentru Direcția de Informații Armate, a fost de bună credință și dar spuneți-mi mie cum dovediți dumneavoastră, sunteți procuror, cum dovediți dumneavoastră că Traian Băsescu a mințit. De altfel nu există niciun precedent în acest sens, asta pentru că niciun informator prins cu minciuna în declarația pe propria răspundere nu a fost condamnat pentru falsul declarației. Deci, această discuție este o putem face ca să ne amâncim. Acest aspect cu Traian Băsescu are și o latură. Din 2006 suntem în 2019, SRI-ul, prin comunicate succesive, unele și le-a șters de pe site, tot spune
că a finalizat procesul de predare a dosarelor fostei securități către CNSAS. Am 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2019, anunță domnul Helbig prin domnul Marin Ciaboi, că încă mai sunt 1060 de dosare, 21 de mape, nu știu câte fișe, mii de role de film. Domnul Olaru, cam când credeți că la un moment dat o să se predea toate dosarele astea, astfel încât puterea politică care vine preia iar SRI-ul, da, și iar jonglează, iar mai apare câte un dosar. Știți, la fiecare din 5 ani mai e câte unul găsit colaborator. Om important, om politic. Credeți aș că... Aș fi vrut să vă răspund la întrebarea aceasta dacă lucram la CNSA sau la SRI. Știu că este vorba de o comisie mixtă care tot analizează dosarele ce nu au fost predate în acești ani și că ultimele, sau mă rog, aceste dosare sunt pe punctul de a fi predate, așa cum am văzut și zilele trecute. La 30 de ani. Dar să vă spun exact o situație, nu am cum să o cunosc, pentru că doar cei de la CNSA s-o știu. Păi da, dar în majoritatea statelor din blocul sovietic, unde a, da, cortina comunismului a picat în 89, și-au terminat acest proces. Noi suntem, noi după 13 ani... Deci, păi da, dar aici a invocat siguranța națională. Politice, nici societatea civilă reacția noastră. Păi și un caz de siguranță națională? Păi, președintele României, informator al securității, nu ce ziceți că... Nu, înainte... Adică nu, în timpul mandatului. Sau chiar ministrul transporturilor, informator al securității și poate și prietenos cu noi, serviciul intern. Ce, nu credeți că ar putea fi siguranță națională? Nu, nu. Pentru că cazurile de siguranță națională sunt cazurile care periclitează siguranța națională. Adică dacă deschizi dosarul, ies nu știu ce bombe și se află niște lucruri, nu știu, operațiuni secrete. Prin chestia asta, asta afectează siguranța națională din moment ce el e comandantul suprem al armatei române. Cum adică? Evident că... Stai mă puțin, eu vorbesc de domnul Olaru, ministrul transporturilor, primarul capitale. Nu, vorbesc de președintele țării timp de 10 ani. Păi da, dar până atunci n-a știut, adică nu știa știți nimeni. Știți foarte bine că rușii puteau să... Până în 2004, de fapt, n-a fost niciun transfer. Da. Până în 2004-2005, de fapt, n-a fost niciun transfer al activelor către CNSAS. Erau câteva mii sau, nu știu, zeci de mii de dosare în sediul CNSAS. Grosul acestor dosare a ajuns la instituția CNSAS începând cu 2005-2006. 2006. Da, și anii, da, anii și care au urmat, când domnul președinte, când Traian Băsescu era președintele României. Credeți că am putea să mai avem surprize în cursa asta electorală? Între candidații la... Da. No. În această țară pe care noi o știm atât de bine, surprizele sunt... Așa este. Întotdeauna. Aș vrea și eu să mai fac un scurt comentariu, deși din fericire pentru mine nu am apucat perioada respectivă. Nu cred că este un secret pentru nimeni. Faptul că despărțirea României de comunism nu a fost deloc perfectă și completă imediat după 1989 și asta, cu tot respectul pe care îl port doamnei Andronescu, reprezentanta PSD-ului, s-a datorat acelui regim, președintelui Ion Iliescu, care a protejat și a ținut, să spun așa, sub capac foarte multe chestiuni și nu numai acestea legate de colaborări și chestiuni în sfera morală. Amintiți-vă cum a fost chestiunea restituirii proprietății private. Da, amintiți-vă chinurile prin care au trecut. Timpuri. Deci, nu, dar pentru că domnul Mihai a avut o perspectivă mai largă, istorică și de dezvoltare a României în perspectiva acestei chestiuni. Da, deci nu cred că este un secret pentru nimeni. România a rămas în urmă. A Serviciului Român de Informații, dacă noi avem un președinte în România, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar vreau care dă nenumărate
toate declarații pe proprie răspundere că n-a colaborat cu securitatea. Și aflăm după 15 ani că a fost absolut corect ceea ce spuneți, dar problema este mai largă. Problema depășește, depășește chestiunea președintelui și a situației lui. Dar ține de instituții și de funcționarea acestor instituții. Această țară a fost ținută într-o stare de non-dezvoltare sau cine oricum... Cine a ținut aceste informații? Păi tocmai v-am spus cine le-a ținut, le-a ținut în momentul 1999. Nu exagerez absolut deloc. Iertați-mă. Ce am avut întotdeauna. Era obligația lor să spună. Când un președinte candidează pentru cea mai... un cetățean român, pentru cea mai importantă funcție în țară, în stat să-i ceară o declarație și să iasă și să spună. Pentru că eu am candidat la poziția de decan, mi s-a cerut declarație, la poziția de rector și în momentul în care am ajuns rector, un lider de sindicat a cerut pentru toți rectorii. Și cine s-a suadat? Răspunsul. Eu vorbeam deci de altceva. Puteam să avem răspunsul și pentru fostul președinte. Este evident că a fost protejat de Serviciul Român de Informații. Mai țineți minte. Ei, stai că s-a Stai să termin. Florin. Bine, bine. Armata a scos un document. Mai țineți minte? Da, da, da. Lucrător de sprijin, da, o foaie de repertoar. Și Traian Băsescu a ieșit atunci, a scrâșnit din dinți și a spus armata să nu se mai amestece în chestiunile politice, scrâșnind din dinți. Da. Generalul Rotaru vă spune ceva? Da. Ce s-a întâmplat cu armata și după ce a venit Traian? Sănătate Corinei Drăgotescu, vă aduceți aminte, da, a intrat în direct și a spus ai sănătate, așa cum am fost eu, securist. Exact. Vreau să vă spun că, totuși, omul ăsta nu numai că a mințit toată și declarația. Noi știam, noi jurnaliștii de investigații, am văzut documente mai multe decât cel de la armată. Președintele Constantinescu, care a văzut documentele, a spus în clar. Silvian Ionescu, care a fost șeful lui Palier de Securitate, la Anvers, a ieșit și a spus public că a fost un turnat. Ce vreați să... Cam cine? Okay, stai puțin instanța? Că, dar avem instituții, nu, CNSAS-ul și Serviciul Român de Informații. Dacă Serviciul Român de Informații nu dădea aceste note, pentru că foarte mulți, foarte multe note le ascunde, da? Cum a fost și cazul, mai țineți minte cazul Monei Muscă. Da. Deodată când a ajuns la o popularitate egală cu al Traian Băsescu, au apărut cele două note. Când Mona Muscă, atenție, umbla în Parlament, la sub braț, cu un proiect de lege a lustrației. Da, da. Ăla-i moment. Păi da, vezi, cine a scos-o din viața politică? Poate chiar pe următorul președinte viața al României. Da, așa este. Ca să poate chiar pe urmă, atenție, cine a scos-o? Acest ticălos. Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Olaru, dacă mai aveți ceva eu de... Mă refer nu la domnul Olaru. Nu la domnul Olaru. Nu la domnul Olaru. Da, dar vedeți, sistemul l-a șlefuit pe... Adică Băsescu a șlefuit acest sistem care, vedeți, cum se întoarce... E un om foarte inteligent, trebuie să recunoști. Cel mai puternic, s-a bătut pe toți. Da. I-a învârtit pe toți, i-a mărțit pe toți. Măi, asta ca... a câștigat toate bătăliile politice, da, din 2004 până în 2014. Lasă-mă, domnule. Când dai toate serviciile în mână, câștigi toate bătăliile. Ba, da. Fii serios. Deci, îți bat toate serviciile. Dar ce spune asta despre instituțiile statului român? CNSAS-ul și Serviciul Român de Informații. Adică domnul Maior, care de la PSD vine, că nu vine. Totul vine de la PSD, evident. Domnul Maior a fost membru PSD. Domnul Coldea a fost ofițer de informații. Eu, Constantinescu, a ieșit și a spus. De ce nu l-ați susținut atunci? Că a ieșit și a spus președintele Emil Constantinescu. Și intelectualii au întors spatele toți. A fost ceva incredibil. Profesorii universitari au întors spatele unui profesor universitar. Și au luat în brațe un securist sinistru care, atenție, lasă-mă un pic să termin, care timp de 10 ani a adus, a transformat din România cel mai bine plătit aparat represiv din întreaga Uniune Europeană. Asta s-a întâmplat. Oamenii care au pensii speciale mari sunt, știți care au cele mai mari pensii speciale? Șefii de penitenciari. Știu, da. Șefi de penitenciari, da, lagăre de concentrare. 600 și ceva de milioane. Am avut un procuror general al României care 10 ani s-a formatat această chestie în care forțele de represiune și supraveghere sunt
cele mai bine plătite din România. Iar profesiile liberale sunt cele mai prost plătite din România. Noroc că a venit PSD-ul și le-a mai mărit la medici. Îți aduc aminte că trăim într-o țară cu 7 servicii de informații. O, da? Știu. Știți, da, despre ce vorbim? Noi trebuie să recunoaștem că el n-a spus niciodată nu am fost. A spus nu există documente. E ca aia cu copilul. Da, da. Nu există nu documente. Nu l-am luat nici cu pomul. Sau dacă am dat, am dat, că n-aveam încotro, că eram comandat de mapă. Da. A spus-o și pe asta. A spus-o. Nu? Da, mă rog. O să vedem cum o să evolueze această situație, pentru că da, se va merge la Curtea Supremă și vom vedea dacă cineva hai să fim va merge în penal cu Traian Băsescu. În alta curte, haideți să vorbim în mod corect din punct de vedere juridic. Doamna avocată. Spun un adevăr juridic dar foarte știu simplu. Ce spuneți dumneavoastră e adevărat? Curte, da? Spun că ăsta e adevărat. Poate desfința această... E sentință, sigur că da. Pentru că ăsta e principiul dreptului românesc, a căilor de atac. Căile de atac pot să desfințeze sau să caseze, sunt să prea multe dovezi, doamnă, pentru nu știu. Numai eu pe laptopul meu aveam 3 documente. Haideți să ascultăm puțin, apropo de, de intelectualitatea României. Astăzi am avut o trecere bruscă, doamnelor și domnilor. E perioada ovațiilor și odelor și omagilor pentru doamna Chioveși. Am trecut de la slujirea la Papa de la Roma. Și haideți să vedem puțin cum a început această odisee plină de ode la adresa doamnei Chioveși, că acum foarte mulți și-au schimbat părerea. Deci nu mai e nicio problemă cu doamna Chioveși, deși doamna Chioveși are fix aceleași rezultate. Haideți să auzim câteva lucruri despre slujire. De prestația procurorului șef. În speță despre calmul care a răspuns, despre politețea cu care a tratat pe jurnaliști, despre consistența răspunsurilor, senzația de desăvârșită onestitate, de profesionalism înalt, de eleganță în a trata pe ziariștii care au pus întrebări, toate erau impresionante. Nu cred că avem mulți oameni de calibru ăsta în clipa de față în România. Prestația doamnei Chioveși a arătat în ce măsură o țară s-ar putea recupera dacă în locul imposturii ar apărea profesionalismul. Și o formidabilă bună credință. Un om care spune, am venit cu deviza zero corupție, zero îngăduință la corupție, zero îngăduință la neprofesionalism în DNA, și care face din această declarație nu o vorbă goală, ci una pe care a acoperit-o prin toată prestația de până acum, omul ăla este un mare privilegiu pentru el. Păi după mintea mea au atacat instituția care a făcut cel mai mare bine României în ultimii ani. Deci au atacat DNA-ul, dar l-au atacat prin personajul extrem de puternic care stă în fruntea lui. Și-au atacat în sfârșit statul de drept. Ați vrea să aveți un președinte precum Laura Codruța Chioveși? Da, din plin. Dumnezeule, cum ar arăta România cu un asemenea om care prin comportamentul ei devine aproape o abstracție de slujire. Este slujirea. E slujirea pură. Eu nu cred că vrea ceva pentru ea. Este un om format în sosul justiției care spune legea, legea, legea. Bănuiesc ar fi cel mai bun președinte. Domnul Liceanu. Nu pot să vorbesc despre doamna Chioveși pentru că este mult prea populară și îmi pun viața în pericol. Vă rog să mă înțelegeți. Am 4 copii acasă. Hai să trecem de la slujirea la Papa Ioan Paul al II-lea. Ăsta e Vladimir Tismăneanu. Da. Vladimir Tismăneanu, doamnelor și domnilor, după
votul din Coreper, a scris așa: știu, este o hiperbolă, dar nu pot să-mi stăpânesc gândul. Pentru noi, într-un fel, numirea doamnei Chiuvești și ca procuror șef al Uniunii Europene, adevăr, înseamnă ceea ce a fost pentru polonezi alegerea cardinalului Carol Wojtyla drept Papa Ioan Paul al II-lea. Doar o vreau limba să fac, noastră nu, aur poartă. Vreau să fac următoarea observație. Da. Aș fi vrut să-l văd pe domnul Tismăneanu lăudându-l la fel și pe Mircea Geoană. Că pentru România, prezența lui Mircea Geoană la NATO e puțin mai sus decât doamna Chiuvești în fruntea... Da, nu ți se pare politic și militar? Nu ți se pare... Nu se pune, mă, că e de la PSD. Da. Băi, dar nu e măcar un Winston Churchill acolo, ceva, un Savonarola, un... Nu știu, un... Cezar, întrebați-o pe doamna, pe doamna Dronescu. Chiar așa. Joana, ce nu știi putut să spun asemenea, să adresez asemenea cuvinte nimănui niciodată. Pentru că mi se pare că să te exprimi în modul acesta la adresa unei persoane înseamnă să-ți bagi joc de ea. S-a mai întâmplat și la PSD cu doamna Dăncilă. Doamna mi-aduc aminte că a făcut protocoale cu structurile serviciilor secrete. Deci care este comparația? Adică... Păi suntem o țară sub dominația PSD, vine un papă și răstoarnă comunismul din România muncind în Europa. Asta e. Hai să vă citesc un SMS de la un ofițer de securitate, vreți? Tot la Silvia Nunescu. L-a ținut în legătură pentru CI, fără știrea mea, un subalter de-al meu, că nu se știau toți, așa e rețeaua. E pe cocoane. Un ofițer de securitate, nu-i dau numele. Dă-i numele. Nu. Haideți, vă rog. Trebuie să luăm puțină publicitate și ați văzut, slujirea a trecut de la slujirea la papa de la Roma. Ăștia intelectualii de dreapta, GDS. Da, viața noastră e... E o liniște, eu aștept. GDS-ul înființându-se ca o structură de un ONG care luptă. Da, Sorina, știi ce să dai? Două YouTube-uri. Unu, Liceanu decorat de Băsescu, îl găsești, și doi, dizidentul Vasile Paraschiv, care a refuzat medalia, decorația de la Traian Băsescu, pe motiv că e un președinte comunist. Două, le puneți în paralel. Sindicalist, comunist, dizident al Partidului Comunist, autentic, fugit în Franța, întors O să mă bată producătorul, trebuie să luăm puțină publicitate și ați văzut ce a spus doamnelor și domnilor domnul Liceanu. Domnul Liceanu a zis că doamna Chiuvești e legea, slujirea pură, okay, acum dacă profesionalismul. Publicitate, aș vrea și eu să spun două cuvinte, dacă îmi permiteți. Fără să vorbesc în figuri de stil pe subiectul acesta, noi am susținut această candidatură. Imediat că luăm puțină publicitate, chiar trebuie să iau publicitate și după aceea vă arătăm niște cifre. Rezultatele doamnei Chiuvești ca procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, probabil cel mai slav procuror șef al DNA și al Parchetului General din istoria postdecembristă a României, pentru că rezultatele o să vedeți în premieră: achitările DNA, moștenirea pe care o lasă doamna Chiuvești, inclusiv cea pe 2019. Ca să înțelegem cum e cu legea și câtă lege știe doamna Chiuvești. Publicitate și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor. Haideți să-l ascultăm pe domnul Iohannis și pe doamna Dăncilă. Vorbind despre nominalizarea doamnei Chiuvești și fiecare spune că a vorbit cu doamna Luminița Odobescu, nu se știe încă cum a votat doamna Odobescu. Cert este că știm că francezul a fost cumva mână moartă, candidatul Franței, a fost acolo ca să mențină procedura, astfel încât să iasă doamna Chiuvești. Un deal politic, așa cum a fost numită doamna Chiuvești în 2013 în fruntea DNA, în ciuda procurorilor DNA, așa a fost numită acum, tot printr-un vot politic și un deal politic, în fruntea parchetului european. Haideți să-i ascultăm pe votul președintele Iohannis și pe doamna Dăncilă. În chestiunea procurorului șef european, pot să vă confirm că am comunicat doamnei ambasador Odobescu opinia mea despre
candidatura doamnei Kövesi. Opinie care pot să vă spun foarte clar, foarte limpede și simplu. I-am comunicat că eu, președintele României, sunt pentru doamna Kövesi în funcția de șef al parchetului european. După cum am afirmat în spațiu public, nu am susținut-o pe Laura Codruța Kövesi. Și am spus ceea ce voi sublinia și de această dată, am considerat că în fața legii toți trebuie să fim egali. Atâta timp cât asupra doamnei Kövesi, pe care nu o cunosc, o respect, dar nu o cunosc, nu am nicio problemă personală, este o problemă, este un principiu pe care îl cerem altora și trebuie să-l cerem tuturor, atâta timp cât dosar are atâtea acuzații pe care trebuie să le explice, am considerat că este bine întâi să-și clarifice situația în România și pe urmă să acceseze la să acceadă la această funcție. Eu îmi mențin punctul de vedere, nu știu ce va face doamna Kövesi în viitor, dar eu cred că atunci când ceri unui cetățean să aducă lămuriri în legătură cu anumite acuzații, acest principiu trebuie să se aplice tuturor. Am vorbit despre un prejudiciu de imagine. Explic încă o dată, pentru că am văzut diferite interpretări în spațiul public. Eu îmi doresc ca... Există prezumția de vinovăție. Nu vreau să înțeleagă că o acuz de ceva pe doamna Laura Codruța Kövesi sau că mă implic în justiție. Cred că justiția trebuie să fie independentă. Prezumția de vinovăție la doamna Dăncilă... Da, nu este o surpriză, nu știu de ce vă mirați. Da, nu mă mir. Am văzut că nu mă mir. Doar subliniez să fie atenți telespectatorii că există și prezumția de vinovăție. Premierul României. Da, în anumite regimuri, da. Ești mai întâi vinovat. Totalitare. Și... Da. Soviet style. Da. Da. Haideți să vedem slujirea. Papa de la Roma, faza pe achitările de nea. Niște rezultate ale doamnei Kövesi. Victor Ponta, premier al României, achitat definitiv. Corina Corbu, președinte ICCJ, achitat definitiv. Toni Greblă, judecător CCR, achitat definitiv. Alina Bica, procuror șef TICOT, achitat definitiv. Călin Popescu Tăricianu, președinte de partid ALDE, achitat definitiv. Gabriela Bârsan, judecător ICCJ, achitată definitiv. Domnul Pandrea, judecător ICCJ, penal, achitat definitiv. Penal, achitat definitiv. Dan Motreanu, Partidul Național Liberal, în echipa de campanie, achitat definitiv. George Scutaru, fostul consilier al președintelui Iohannis, achitat definitiv. Ludovic Orban, da, general, cel care striga general, achitat definitiv. De președinte de... Vedeți aici, avem președinți de partide. Deci vorbim de crema, cum ar veni, politicii, că în fruntea, da, partidelor. Vasile Blaga, lider PDL, achitat definitiv. Dan Radu Nușanu, lider PNL, achitat definitiv. Dorin Marian, Sebastian Ghiță, achitat definitiv. Radu Pricop, Ginere Traian Băsescu, achitat definitiv. Iulian Bădescu, PSD, achitat definitiv. Ion Ariton, ministru PDL, achitat definitiv. Cristinel Băgiu, PNL, achitat definitiv. Doamna Laura Vicol, avocat, achitată definitiv. Adrian Videanu, ministru PDL, achitat definitiv. Laura Chițoiu, achitată definitiv. Mohamed Yasin, asta aș putea să pun și domnul Coldea cu Yasin, achitat definitiv. Mircea și Vlad Cosma, rejudecare. Mircea Gutău, rejudecare. Constantin Poșcodală, prescripție. Ioan Oltean, dosar restituit definitiv. Marian Petrache, clasat. Microsoft și ADS, nefinalizate. Deci avem aici șefi, judecători din penal, judecători CCR, premier al României. Cam eșantionul cel mai de vârf, de la vârful partidelor politice. PSD. Victor Ponta era și președinte PSD și premier. Partidul Național Liberal, consiliere președintelui Iohannis, Partidul Democrat Liberal, PDL-ul care era atunci. Deci astea sunt și o să vedeți președintele în curând. PNL. Președintele PNL, domnul Orban, domnul Tăricianu.
Deci astea sunt rezultatele, doamna Chioveși este aceeași, indiferent de funcția pe care o ocupă, astea sunt rezultatele doamnei Chioveși și o să vedeți, pentru că lucrurile astea s-au întâmplat pe mandatul doamnei Chioveși în dosarele manageriate de doamna Chioveși. Deci explicați-mi și mie, stimați invitați, și eu cum de e dinainte de pauză, dacă îmi permiteți, câteva comentarii. În primul rând, în sistemul nostru de drept nu este procurorul cel care ia decizia finală, ci judecătorul. Rolul procurorului este de a instrumenta în conformitate cu probatoriul aflat la dispoziție. Da, doamne, asta știm. Anumite situații, și să știți că pe plan european, ceea ce s-a apreciat foarte mult în prestația doamnei Chioveși a fost tocmai curajul de a se duce acolo unde nimeni alții n-au prea încercat. Acum, dacă au instrumentat perfect și complet, este dreptul instanței să hotărască în final, ceea ce s-a și întâmplat. Doamna Chioveși venea în emisiune inclusiv la mine și spunea că arestează oameni. Mie mi-a fost foarte complicat să explic doamna Chioveși, deși era procurorul șef al DNA, cam rușinos pentru șeful DNA să-i spun că nu, el nu arestează oameni. Judecătorul arestează. Procurorul doar reține. Adică confuziile făcute de doamna Chioveși pe meserie, pe practică, s-au regăsit în instanțe. Vă aduc aminte că confirmările rechizitorilor acestor, aș vrea să lăsăm lista pe ecran să vadă lumea că astea sunt rezultatele doamnei Chioveși, cele mai slab rezultate al unui procuror șef DNA, că nu a ajuns și la parchetul general, că acolo a lăsat un sanatoriu care se menține și sub mandatul totuși lui Licu. Cum vă explicați faptul că la proba de competență profesională, doamna, care a fost prima etapă eliminatorie. Acolo a fost un deal, doamnă. A fost un deal politic. Este o numire politică, este un deal politic. Desigur că numirea are o conotație de negociere politică pregnantă, dar lista scurtă ca să ajungă... Procurorii din Europa, doamna, au votat în niște grupuri politice. Bineînțeles, dar ca să ajungă la negocierea politică, prima fază eliminatorie a fost aceea de competență tehnică, profesională. Laura Codruța Chioveși este foarte slabă la competență, doamna Chioveși, și n-a instrumentat dosare. Nu știu ce vreți să spuneți, că sunt proști cei de la nivelul Uniunii Europene care au rezolvat. Am văzut atât de multe alegeri în Parlamentul European, personalități atât de controversate. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre asta și Liviu Mihaiu, că trebuie să luăm puțină publicitate, știu că la fix pleci. Băi, ce să spun, e un vot politic, sigur, România se dă mare, ca să zic așa. E ok. Presa e foarte favorabilă, presa internațională. Da, mă rog. Sigur că ea are două dosare penale în care este implicată. Avem aici. Și 70 de plângeri penale. Sigur că este unul din motivele pentru care se cere desființarea SIJ-ului, este chiar Laura Codruța SIJ-ul fiind înființat tocmai din cauza greșelilor Direcției Naționale Anticorupție, sub mandatul doamnei Chioveși. Trebuie să luăm puțină publicitate, că mă omoară producătorul. Bine. Și vedeți, doamnelor și domnilor, avem date pe doamna Chioveși de la Inspecția Judiciară, de la SIJ. Astăzi mi-a răspuns SIJ-ul și o să vedeți în premieră pe 2019 în ce hal au ajuns achitările DNA, pentru că ele curg în continuare. Publicitate.